Bună ziua, bun găsit! Sunt Mihaela Horvat, suntem la emisiunea Azi în Gorj, așa cum v-am obișnuit în fiecare zi la această oră. Alături de mine este astăzi domnul Eduard Berca, consilier local. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Am anunțat pe Facebook cam care ar fi temele, o parte dintre temele zilei de astăzi și aș vrea să începem exact cu ce am scris mai devreme pe pagina mea. Să vorbim un pic despre complexul energetic Oltenia, domnul Berca, pentru că acolo s-a lucrat la o nouă organigramă și din acea organigramă a reieșit că mutările care se fac în complexul energetic Oltenia sunt politice, așa cum ne-am obișnuit când vine o putere, își pune oamenii, când vine altă putere, își pune oamenii și așa mai departe. Chiar domnul Dumitru Pârvulescu, liderul Federației Naționale Mine Energie, spunea aici, la emisiune, că organigrama se va face strict politic, că s-a obișnuit cu treaba asta, e deja o normalitate. Și mă întrebam, domnul Berca, care este părerea dumneavoastră personală? E adevărat, sunteți membru al Partidului Național Liberal, chiar Partidul Național Liberal vine cu oameni la CEO. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu acea ordonanță 109, cu transparența, cu guvernanța corporativă, cu modul în care ar trebui să fie angajați sau promovați oamenii în companiile de stat? Ce spuneți? Păi, părerea mea nu poate să fie alta decât să sugerez tuturor să lase directoratul complexului să-și facă treaba. Adică nu cred că sindicatul are sarcini în a pune sau a revoca sau a numi directori. Nu. Dar nici n-a spus asta domnul Pârvulescu. Păi e o apreciere personală, dar da, probabil și pe care și o asumă, dar nu o probează, că nu... Vă spun eu dați imediat. Niște, da, nume. De exemplu, la direcția minieră, domnul Dobrițanu este înlocuit cu vicepreședintele PNL Motru, domnul Dobrițoiu. Dobrițoiu este înminerit de când se știe. Dobrițoiu este un, eu îl cunosc foarte bine, este un bun specialist în minerit, Este unul care a făcut treabă pe unde l-au plimbat și cei de dinainte, că l-au plimbat. S-au ocupat să-l mute, să-l șicaneze. Da, mă refer la... La PSD, când PSD a venit PSD-ul... cu fostul director general și cu toată gașca aia. Deci l-au prigonit, spuneți. Așa, l-au plimbat, dar omul s-a dus, a rămas în minerit, a rămas dedicat mineritului, da, și a făcut treabă pe unde a fost. L-a numit și și-a îndeplinit atribuția de servicii. Altcineva. Vă zic imediat, că am scris aici, da, la Peșteana. Da. La Peșteana vine Vasile Nanu. Vasile Nanu candidat a fost PNL director la al M. Peșteana foarte mult timp. Tot asemenea lui Dobrițoiu a fost prigonit de PSD-iști. Eu vă spun altceva. Ce se încearcă în momentul de față? Ce știu? Da? Nu pe surse, din discuții cu... Se încearcă să se reorganizeze această companie ca să devină eficientă. Mie mi se pare normal, vin din mediul privat, ca în situația în care tot timpul ați lucrat în mediul privat. Tot timpul. Preiei o societate cu probleme, să te gândești, să-ți faci o organigramă flexibilă, da? O organigramă care să-ți permită, de exemplu, am citit că se dorește ca să se țină direct cu MC-urile legătura, da? Să nu mai există astfel de direcții care sunt o verigă suplimentară și din perspectiva mea chiar nenecesară și inutile, se ajunge... Au fost, e adevărat. Așa. Da. Au fost, deci, acolo unde să-și pună sinecuriștii... Eu vreau să vă spun, da, am mai citit și de Trufela. Trufela la fel, care nu-i la PNL, nu mai este la PNL, da. A fost director al La Roșia mult timp în urmă și au avut rezultate oamenii ăștia. Da, deci nu dacă este un filtru principal, să spun așa, un filtru principal în numirea acestor persoane, acestor membri, acestor cadre din CEO, cred că a fost profesionalismul și experiența lor.
Da, deci nu văd ce numiri politice, adică cum să spun, bă, ăla a fost acolo, Nanu știe foarte bine Peșteana, bă, Trufela știe foarte bine Roșia. Au lucrat acolo, au condus unitățile alea. Au avut rezultate, da, când CEO sau ce era, cum era ea atunci, și făcea producție și vindea energie și cărbune. Domnul Berca, eu nu contez faptul că sunt oameni din sistem. Este foarte bine că sunt oameni din sistem, oameni care lucrează de câteva decenii acolo. Dar uitați-vă și dumneavoastră, dacă vedeți undeva în Europa asta, în companiile de stat, există oameni numiți politici. Numai la noi se întâmplă treaba asta. Doamna. Și mai există și acea ordonanță pe cuvânt. Nu știu de ce nu, stați un pic. Aici discutăm de funcții de execuție. Da? Deci asta este apanajul directoratului. Numirea în funcții de execuție a acestor directori, șefi de carieră și așa mai departe. Nu sunt selectați pe ordonanța 104. Da, nu e adevărat. Deci nu e treaba dar în general ordonanța aia extern. Spune ordonanța aia se referă la Consiliul corporatist. De Administrație și la AGA. Da? Sau la ce se referă ea? Referă la anumite persoane. Știți cum așa, e? Nu știți la șeful de carieră de la Peșteana, niciun caz. De ce? Da? Probabil mare parte din necazurile, problemele și dezastrul de la CEO a fost cauzat de politicieni. Faptul că și liderii de sindicat fac politică, da? Deci, directorii fac politică, păi ce? E un câmp de bătaie politic CEO. Asta vreau să subliniez și eu, într-adevăr. Perspectiva mea este următoarea. Acolo s-a numit un directorat, da? E un director general nou, e un consiliu de administrație nou, care are niște sarcini foarte clare. Guvernul Orban și-a asumat, și știți foarte bine și noastră, și sunt convins că și telespectatorii noastre, da? Redresarea CEO. Cum? Avem un ajutor, da, de urgență de 251 de milioane care a contribuit la rezistarea, la supraviețuirea CEO pe piață. Avem ordonanță de urgență, 3 cariere, 3 la Roșiuța. Avem modificarea codului silvic strict pentru necesitatea CEO. Avem 1,5 miliarde de euro prinși foarte clar în planul de redresare economică dat publicității acum câteva săptămâni. Da, pentru CEO. Deci, domnule, ăștia au scris, s-au apucat și au făcut, da? Din perspectiva mea, gargara asta care vine pe lângă, că e politic, că e ăla, că e nu știu ce, nu contează. Nu contează. Ce contează este că oamenii ăștia avem o strategie de restructurare care a fost prezentată, se prezintă, se susține la Bruxelles, da? Lucrurile astea sunt foarte clare pentru mine. Încă nu știm despre acel plan de restructurare. E este adevărat un lucru care privește strict administrația CEO, AGA, statul român, care va fi, probabil are elemente sensibile și nu trebuie dat publicități. În spațiul nu trebuie, de ce n-ar trebui? Cum? Păi de ce să trebuiască, păi, dacă spune... Dată fiind că, nevoia de transparență. Hai să vă dau un exemplu. De exemplu, știți că pe vremea lui Ceaușescu rezervele naționale erau secret de stat? Eu n-am cerut cifre. Rezervele exact. Păi acolo poate se discută de rezerve, de, știți, noastră, de investiții. Așa cum nu se prea dau, da, deci nu poți să-ți asumi să faci niște arată ce rezerve avem. Prognoze economice în situație, mai ales în situația acum de incertitudine economico-financiară, să te apuci acum să le comentezi, să ieși cu ele în preazul, ce s-a întâmplat de atâta ori. Ba cu Anton, ba cu nu știu care, ba cu Toma Petcu, bagă, ei veneau cu o dumă de asta, un tembelism, păi, probabil că așa o să și se acum, că panica politicien. Toată lumea. Se panica toată lumea. Eu zic că e bine să așteptăm, ăla nu va fi cumva, cum să spun, va fi discutat. Va fi dat publicității, că trebuie, da, trebuie publicat pe site-ul Ministerului când va fi gata, sau dacă e gata, urmează să fie anunțat. Da? Și atunci discutăm. Nu facem speculații, pentru că dacă facem speculații, cum s-a mai făcut și până acum, pe presupuneri, pe declarații de la sindicat al unul sau altul, nu, da? A fost, sau pe nu știu ce bazaconii, a fost stupizenii.
Păi nu numai el, că și Crețan am văzut că mai... Deci oamenii ăștia asta fac, stau pe la televiziuni până astea și aruncă fumigene de-astea. Mă înțeleg, părerea mea. Nu sunt dar nu sunt fumigene. Păi, dar eu vă spusei. Da, ziceți-mi că Dobrițoiu, că Trufelea, că Nanu nu au experiență și nu să conducă... De ce nu anunță domnule la politică și să se concentreze numai pentru ceea ce fac acolo? Nu poți să pui un șef, un șef de exploatare... profesionist știu, una, și fără... Unul luat de pe bandă și nu știu cum, da? Nu, vorba. Eu spuneam altceva. Dați-mi dumneavoastră exemple. Eu n-am nimic împotrivă să... Sunt atâtea experiențe din trecut, domnul Berca, cu politicieni. Eu vă spun, cu Dobrițoiu, cu Nanu, nu sunt experiențe negative. Exact ce a făcut PSD-ul, face și PNL-ul. Asta nu sunt experiențe și asta nu o spun eu, o spun oamenii din minerit. Deci eu știu că Dobrițoiu și-a făcut treaba. Dar nu i-am făcut un proces de intenție. Eu spun doar că sunt politicieni puși în funcție. Exact ce a făcut și PSD-ul. Înțelegeți? Iar PNL-ul striga și țipa la PSD că face numiri politice peste tot. E, uite, PNL face la fel. Asta încercam să vă spun. Dacă vi se pare normală situația. Eu vă spun un lucru. Uite, de exemplu, am văzut și numele lui Gheorghescu, parcă, ceva de genul, da? Ei, pe la Roșuța, ceva. Ăsta da, parcă e la PSD. Multe. E un material care a apărut în Gorjan. Ascultați-mă, ăsta e la PSD, din câte știu. Înțelegeți ce vă spun? Au fi plecat, că nu mă gândesc eu că-l iau păi nu știu, la PSD eu nu știu, că mi se pare funcție. Că vreau să-l pună candidat pe la Motru sau mă înșel, David. Păi asta sau zic, da? Deci, nu e vorba, dacă și pe ăla îl pune șef de carieră, atunci mai e numire politică? Atunci n-ar mai fi numire. Păi vedeți? Vedeți că sunt exemple. Da? Stați să vedem cum îi așează directoratul. Doamne. Acum, cum să vă spun eu, dreptul omului de a face politică și de a chesa la o carieră politică nu poate să-l ia nimeni, da? Da, domnul Berca, dar atâta timp dați-mi cât e ordonanța atunci aia, eu n-am văzut care, în companiile de stat... Că încoată, nu se referă la posturile astea. Doamne, parcă s-a ținut cont și când au fost numiți directorii exemple din directorat. Asta vă spun, pentru că oamenii de bine de rău, da, fiind și lideri de opinie în zona respectivă, au spus așa, bă, e bine să-mi exprim și eu punctul sau poziția politică și au făcut-o. Că au făcut-o la PNL, că au făcut-o pe la PSD, la PMP, la ALDE, la ce vreți dumneavoastră. Au făcut-o. Aveți dacă informații... au fost buni, au fost promovați și politic, da. Aveți informații că de la PMP vor promova oameni, de exemplu, în această companie? Doamne, nu e... Sau nu mai aveți discuții cu cei de la PMP sau de la USR? Nu avem noi. Dacă sunt discuțiile astea, încă o dată, se tranșează cumva, dacă țin de prerogativele directoratului, la directorat, unde se înaintează probabil CV-uri și se ia o decizie, sau la minister. Da, în niciun caz nu o facem noi pe la sediul organizației județene sau PMP-ul. Da, sunt CV-uri, se trimit, se discută, se analizează, se fac numiri. Dar nu știu, habar n-am cine, cum, ce o să ajungă pe funcțiile astea. Apropo de funcții, în județ ar mai fi, nu mai știu, tot aici la emisiunea noastră, spunea cineva că n-au fost, chiar domnul Davițoiu, uite că mi-am amintit, spunea că nu s-au făcut schimbări la nivelul instituțiilor publice, acolo unde șefii nu au confirmat, ba mai mult li se reproșează faptul că n-au reușit să facă nimic, mai ales pentru, dacă vorbim de cel de la direcția silvică, spunea domnul Davițoiu. PNL are ținte din acestea de a face schimbări în, cred că nu e momentul în instituțiile de concentrate sau a lăsat o baltă, că e și pandemie și situație de genul ăsta, eu cred că asta ar trebui să intereseze cel mai puțin pe liderii politici. Lucru care, de exemplu, Dan Vâlceanu o dovedește din plin. Da? Deci pe Dan Vâlceanu nu interesează neapărat, ați văzut și dumneavoastră, a venit, a susținut, a convins, susținem un apolitic, practic, ca și candidat la președinția județean. Da, Dan Vâlceanu se ocupă de că el a umblat cu hârtile, mă gândesc, poate a umblat și alții, da, cu fondul funciar, cu ăsta la cariere, da, a fost cu ministrul sănătății aici, a arătat situația, a fost cu ministrul agriculturii la Novaci. Mă înțelegeți? Davițoiu
e treaba lui, dacă vrea să numească, să numească, că îi dă dreptul, probabil, o înțelegere din asta la nivel. Dar eu cred că cel mai important lucru acum este să, ca și declarație politică, să fim, da, responsabili de tot ce se întâmplă în județul ăsta, să nu dăm vina, cum s-a făcut, de exemplu, în discuțiile pentru candidatul unic la președinția Consiliului Județean, unii pe alții. Da? Deci, să-și părerea mea. Da? Nu, chiar nu mă interesează cine pe cine numește, credeți-mă. Mai important este să fim conștienți de momentul grav pe care îl traversăm și să fim ponderați în declarații. Da, să lăsăm politicianismul ăsta de doi bani, deșențat la ușe, gata, s-a dus. Să ne vedem de treaba noastră, că trebuie, 30 de ani n-a ajuns de gargar. Am să vă rog să comentați o fotografie, domnul Berca, e vorba de domnul Fenechiu, dacă nu mă înșel, de la... cu coniacul. Cu coniacul. Să fie sănătos. E... Am să-l rog, am trimis-o colegului meu. Da. Spuneți și dumneavoastră, păi, că fost singur, ziceți în de responsabilitate. Ea o fi fost singur în birou. Păi acum, și dacă e singur de... în birou, păi sau... poate să facă ce vrea, domnul. Haideți, lăsați-l. În birou, într-o instituție, ca senatul... Într-o instituție, dacă o fi după orele de program. Cine interzice lucrul ăsta? Haideți, pe cuvânt. Nu știu acum dacă eram la birou sau unde era, înțelegeți? Adică cum ne luăm de oameni... Nu, când... dacă ești acasă, dacă ești cu prietenii, da, bun, în curtea ta, dacă te duci la ce, munte, unde era, la mare... Unde era fenechiul ăsta? Unde era? Păi de la Senat am înțeles, că am văzut că a postat Ruxandra, păi, Sorina Matei, jurnalista, deci, Sorina acolo Matei. Eu am văzut o poză cu fața lui și cu o sticlă. Deci unde se vede că era la Senat? Deci vedeți ce bazaconii fac politicienii, unii politicieni. Puneți poza să vadă și oamenii. Dacă colegul meu a reușit să... Deci în fața omului și sticla de armaniac. Da, cred că o să reușească, da, care e un coniac bun, vă spun, XO, e vechi, da? Bun. Da, deci e bun. E... Nu, dar vedeți, dumneavoastră, că acum putem trece la următorul subiect. Care vreți dumneavoastră? Haideți să discutăm despre COVID și vorbați de responsabilitate, da? PNL vrea să arate că e responsabil și în minerii și energie și cu sănătatea. Și... Dar spuneți-mi și mie, în momentul în care apar astfel de fotografii, la guvern ați văzut cu Orban și cu tot staful, așa, și-a sărbătorit ziua acolo, măști, nu. Păi acum, dacă bei niște suc sau ce o fi băut acolo cu masca, e mai greu. Am văzut, într-adevăr, că s-au scos. Nu, dar și cum vi se par mesajele astea? Capac, știți, da? Sau la terase, domnul Orban la terase. Spuneți-mi și mie dacă acestea vi se par niște mesaje convingătoare, în așa fel încât populația... Ia uitați-l. Da, da. Unde scrie Senat acolo? Unde? Păi era, cred că erau discuțiile în Comisia Juridică, acolo unde se discută. Eu nu chiar... cred așa ceva. Haideți, eu nu cred. Domnul ăsta probabil făcea reclamă la sticlă, înțelegeți? Cred că, nu știu, zicea că, băi, uite ce bun e ăsta, nu știu. Da. Da, și vine Cocoana, cum o cheamă? Sorina Matei, nu e Cocoană, e jurnalistă. Doamne, da, e o jurnalistă, că e una dintre adevăratele... Da, cine știe, eu fi luat... Meseriașe în poza presă. Poza de pe Instagram și a pus-o acolo, repede. Da. Așa. Să ne întoarcem. Deci credeți că guvernul mai este credibil în momentul de față? Cum să nu? Este credibil? Cum să nu? Când susține mediul privat plătind sute de milioane de lei salarii ca și ajutor sau ajutorul de șomaj, când deblochează 171 de milioane de euro granturi pentru micro-întreprinderi, când s-a apucat de autostrăzi, sunt trei tronsoane la care se lucrează, se lucrează la drumul expres Craiova-Pitești, se susțin spitalele cu bani. De ce discutăm aici? Spitale, da. De ce discutăm aici? Ce nu-i credibil? Că îl vedem pe ăsta cu sticla agățată, că Orban își nu-și pune masca. Hai să vedem ce contează pentru România. Ce contează pentru noi aici? Contează să credem, de exemplu, ce a vândut energie pentru anul viitor, a făcut zeci de contracte și a vândut energie pentru anul viitor. Asta înseamnă perspectivă, doamna Horvat. Perspectivă. Eu chiar mă bucur că... Păi vedeți, hai să ne bucurăm de lucrurile astea și să, cum să vă spun eu, să dăm la o parte cumva micile răutății, bârfele astea de 2 lei care n-au ocupat, domnul Berca, toată spațiul media de zeci de ani de zile.
și apar să fie sănătoși, aia sunt responsabili, sunt oameni majori, să dă explicații de ce ai scos cu sticla. E treaba lor. Mă înțelegeți până la urmă. Acum, n-ați văzut, în Franța, Macron a spus foarte clar despre ministrul de interne, care e acuzat de viol. Băi, eu mi-l asum pe ăsta, până când nu se dovedește, omul își face treaba, că e bun. La noi erau schimbați din funcție sau ce erau obligați să-și dea demisia premier. Despre ce discutăm aici? Despre schimbări? Deci avem un cod penal modificat de PSD, am avut criminali și ieșiți, om care a omorât oameni și s-au întors. Da, și am avut și mulți nevinovați în pușcării. Care să ia? Dați-mi și e unul singur de care știu la sără care a murit. Polemică. Hai să ne aducem aminte. Dar cazuri de genul ăsta sunt peste tot în lume. Da, dumneavoastră spuneți că guvernul este încă credibil. Este credibil 100%. Cu toate acestea, nimeni nu mai respectă regulile în această perioadă de pandemie. De responsabilitate socială, ține de noi, de nivel de cultură, de instituțiile publice, educație. Sunt într-un fel de colaps, își fac datoria, au dat amenzi cât s-a putut. Acum sunt în colaps pentru că o entitate supremă în România a spus, bă, stai că nu e constituțional să dai amenzi, dar am văzut o stupizenie, o tâmpenie mai mare, n-am, că am intrat ieri cu domnul Pop, și am zis, bă, nene, ce înseamnă asta să judeci, deci cum să spun, să introduci în lege ca izolarea să o decide, cine să decide, era o dilemă acolo, doctorul sau judecătorul, știi, izolarea. Da, am auzit asta. Da? Păi stai puțin, ce? Pe pacient îl consultă judecătorul? Păi nu, pacientul, stați un pic. Dacă ăla consultă și îl găsește bolnav, el trebuie să decidă, doctorul. În Franța, Ministerul Sănătății dă reglementări în sensul ăsta. Ce Dumnezeu ne mai... Da, până acum n-au fost internați cu forța domnului, nici în Franța... Cum? Nici cum adică? În păi cum dacă se internează la noi? Cum au fost ridicați oameni păi de la casele lor? Stați un pic, doamnă, stați așa, stați așa. Că a fost un caz la cadă și chiar l-am făcut. Da? Sunteți sănătoasă? Doamne, eu sper și eu la fel, da? Dacă acum, când ieșim noi, dăm de un ăsta care n-a vrut să se interneze și care n-are nimeni grijă acum, n-are treabă, vine la ușă la dumneavoastră și vă dă un flegmă, să zic așa. Da. Ce spuneți? Care dreptul meu unde e? Dreptul meu de cetățean cinstit, eu când care mă protejez. Eu să-mi pun masca ca să mă protejez. În spațiu deschis nu e obligatoriu. Nu este obligatoriu, dar să știți da, că dar eu vă mai... întreb, dreptul meu ăla ca de a fi protejat de o situație de... Nu, că n-am nimic cu ăla, să se plimbe. N-am nimic cu el. Păi ține și de comportamentul dar, oamenilor, păi, domnul Bercan. Păi atunci, de ce? Păi, revenim la ce vă spuneam eu. Da, sau faceți că cum s-a de făcut cu tânărul acela socială. Ați văzut ce s-a întâmplat? De doamna, e bine ați văzut așa? Ce s-a întâmplat în Suedia? Nu, dar spuneți-mi dacă e bine ce au făcut jandarmii cu acel tânăr. Care ce a avut? Care avea masca pe bărbie, de exemplu. L-au tăvălit, i-au pus cătușe, jandarmii. Păi o fi fost recalcitrant. Haideți, o fi jignit, nu vi se o fi pare dat că un abuz, în polițist. Dar nu vi se pare că doamnă, un abuz? Dacă a dat în polițist, trebuie să-i ia și polițist. Să-i pună cătușele. Cum? N-a dat. N-a păi n-a dacă nu cred, nu cred. Nu spuneți, există imagini. A fost sau nu? Păi n-a fost, n-a dat în polițist. Păi de unde să știți? Dea. Păi nu există. Nu, nici păi și atunci de unde știți că l-au bruscat? Păi dar am văzut imaginile. Păi sunt imagini sau nu? Păi sunt imagini cu el tăvălit. Sunet cu sunet. A, deci numai tăvălearea. Dar ce a făcut ăla înainte, că probabil a scuipat oamenii sau mai știu ce a făcut. Haideți, nu de, sunt imagini. Să spun? Păi nu, dar asta nu este comportamentul unora, doamnă. Deci, credeți-mă, nu, dacă nu ești spun... decent, ești respectuos și da, eu nu cred că niciun polițist, milițian, ce-o fi el, n-are treabă. Cum credeți că ar trebui să se procedeze? În cum? Situația în care cazurile de COVID respective să fie reglementate de Ministerul Sănătății, da, ordinul ăla care a fost dat, să-l legifereze acum prin Parlamentul, prin legea carantinei, să-l pună în concordanță cu Curtea Constituțională, asta trebuie, dar trebuie acum. Da, trebuie acum. Nu se așteptă, că spunea Liviu Pop ăsta ieri, că trebuie să vină nu știu ce raport de la Comisia Juridică să vadă cum armonizează nu știu ce. Bă, tată! Păi nu, că trebuie să se țină cont și de drepturile omului, domnul Bergea. Doamnă, asta și dreptul meu, repet, de cetățean sănătos, păi cine mi-l respectă? Păi și ați vrea să dacă fiți eu acum ies și dau de un bolnav, cine îmi respectă dreptul meu? Puneți ciudat problema. Păi cum să pun ciudat? Da, eu da, pun păi pe mine mă arde mai bine de mine. De pielea mea, de pielea mea, copilului meu, decât de... Credeți-mă, și pe dumneavoastră la fel ar trebui să vă intereseze. Da?
Nu, trebuie drepturile să ne protejăm. Omului sunt ale tuturor, și ale celor bolnavi, dar și ale celor sănătoși, doamnă. Și eu nu am chef. Dar de ce alte state au avut alte proceduri. Bun. Deci nu erau primiți în spital decât dacă erau în stare foarte clasic, gravă. Clasic, Suedia. Doamnă, Suedia a spus, domnule, responsabilitate socială. Da, nu i-au internat, i-au lăsat pe stradă. Suedia, în momentul de față, are cel mai mare procent de bolnavi din cei testați, cea mai mare rată a mortalității la numărul, da, doamna Horvat. Avem exemplu. Avem exemplu. Avem exemplu Corea de Nord. Corea de dracu, de sud, scuze. Da, nu mai spun de Corea de Nord. Dar în momentul în care au descoperit, doamne, au descoperit, nu știu, 20-30 de cazuri, au carantinat aia, au închis pe toți, doamna. Doamnă, ce Dumnezeu? Dar e cam târziu acum. Păi acum stai așa că o luăm, e târziu, este bun. Că se prelungește adoptarea legii. Haideți să vedem, deci trebuie să trăim deci cumva. Deci drepturi avem toți, repet, și noi sănătoși și aia bolnavi. Nu știu, vă spun sincer, nu știu exact cum să gândesc despre tot ce se întâmplă. Sincer, vă spun că nici eu nu știu cum ar fi mai bine. Dar cu internarea aia forțată, clar nu sunt de acord. Doamne, dacă ești bolnav, unde să tratezi, doamne? Acasă, ați domnule, văzut dacă și... sunt, dacă... Ascultați-mă, domnule, ați dacă văzut sunt... atâtea cazuri, se duce la acasă și peste o săptămână face embolie sau nu știu ce face la... Și sună unul disperatul, vin o să mă iei! Da, păi mă înțelegeți? De exemplu, păi și atunci, de ce să stea acasă dacă există riscul ăsta să moară? De exemplu. Păi doamne, asimptomatici... Aia care sunt... Uite, haideți să vă zic. Deci cei care sunt... Ne transpunem noi... în poziția medicului. Suspect sau infectat. Doamne, de ce comentăm noi avânte? De ce comentați asta noastră? Spune, ar trebui să spun ziariștii. Așa. Stai, păi nu, că am și eu o părere personală. Păi, dar de ce? Că n-aveți pregătire medicală. Ești infectat? N-am. Dar ești infectat, stai așa. Acasă și dacă ești cum cumva, să stai acasă, stai doamnă, că poți... Dacă n-ai nicio simptomă, nu înțelegeți. Rămâi acasă, deci, cum se întâmplă în alte state. Un pic. Dar dacă ești... Acest coronavirus un pic. Dacă nu ești, este domnul Berca, ceva cunoscut. Lăsați-mă și pe mine să spun. Dar nu e cunoscut. Dar vreau să vă spun. Dar dacă ești, să primești o amendă în așa fel încât să nu mai poți să o plătești în viață. Adică să fii limitat în sensul ăsta. Păi să nu o plătesc, că da, atunci păi e neconstituțional. Dar vreau să zic, să fie amenzi pe măsura să dai amendă care să nu poată plăti, doamna. Domnul Berca, înțelegeți? Ai ieșit din casă știind că ești infectat? Amendă, tată. Și o amendă din aia... Eu vă citesc din directivele Organizației Mondiale a Sănătății. De-abia atunci să vorbim în de situații internare de forțată. Pandemie, sau... În situații de pandemie și discutăm acum de un virus necunoscut, a cărui evoluție, dacă ați citit, ați văzut și noastră studii, de peste tot, că apar simptome noi, se inflamează creierul, se produc tulburări psihice, da? Tot felul de mutații. Deci tot felul de mutații. Într-o situație de asta, în care tu asimptomatic, da, sănătos, te duci acasă și în două zile ți se umplu plămânii de ala, da, și sunt disperat, de ce să nu stai tu mai bine în spital, să ți se urmărească evoluția, să se prevadă lucrurile astea? Bun. Că îți crește cu un grad, două, la vede medicul în spital. Vă mai întreb cum... ceva și da, terminăm. Cum pot să mă duc, mă internez. Așa, da. Și soțul, să zicem, sau soția, da. Dar în aceeași situație. Dacă se testat și ce pozitiv. Ce fac copiii în situația aia? Care, sunt hai sigur să zicem, că sunt nu se găsesc, reglementate nu sunt depistați lucrurile pozitiv. Astea, dacă nu există soluție internă de a susține așa, e reglementată soluția de a găsi o persoană care să se ocupe și să fie susținută de autoritatea locală, doamnă. Asta s-a făcut și în, vă aduceți aminte, în starea de urgență. Sunt reglementate lucrurile astea. Știți că se spune în spațiul acum, public că iau copiii, duc la centrele. Unde, de... domnule? Da. Nu, doamne, ție acasă, dar vine omul ăla și se ocupă de el. Rămâne să vedem cum de va ieși legea asta până la urmă. De protecția copii sau mai știu de unde. Se ocupă de el, doamne. Cert este că trebuie să arătăm noi. Dacă n-ai pe cine lăsa tu, rudă, mamă, tată, părinte, nu știu ce. Cert este că trebuie să arătăm noi toți mai multă responsabilitate. Absolut, asta absolut, e clar, absolut, absolut, fără niciun absolut, dubiu. Absolut. Deci am vorbit despre COVID. Haideți să ne întoarcem, să ne întoarcem la... Că ne supărăm... Nu mă spor, eu încerc să vă prezint și o altă perspectivă, doamnă.
Nu, nu vreau avem, să vă convinc. Avem, nu vreau da, să avem vă păreri convinc, de o, diferite, da, da asta da, până la urmă vă... e normal și așa trebuie să fie într-o democrație. Și e bine că ne putem exprima liber. Da. Încă. Că nu se știe, poate. Da, dacă nu ne îmbolnăvim, vă garantez că nimeni n-are treabă cu noi. Știți ce se spune? Chiar doctorii au spus că până la urmă o să ne îmbolnăvim toți. Nu. Nu. Haideți să vă spun, să vă dau o veste bună. Eu sper să nu se întâmple asta și dacă e să ne îmbolnăvim, un studiu să trecem al Universității, parcă Oxford, nu știu, din, sau Cambridge din Anglia, spune așa că gradul maxim la care COVID-ul nu va mai putea să se își pierde din virologie, da, așa, este de 43% imunizare a populației. Deci nu trebuie să ne îmbolnăvim toți, nu trebuie să ne îmbolnăvim nici 43%, trebuie ca 43% să genereze anticorpi necesari. Da, se vorbește despre asta. Sau mai am văzut și medicamente care inhibă infestarea cu COVID-ul, se lucrează la lucrul ăsta, dar cert este că, așa cum spuneați dumneavoastră, în momentele astea noi suntem obligați să fim responsabili. Suntem obligați față de copiii noștri, de părinții noștri. Da. Da, dacă au dat asemenea exemple cei de la guvern, și iar revin și vă da, doamne, erau risc șase, să vă irit. Șase, dar dacă atunci se infectau, se infectau între ei. Haideți, domnule. Păi atunci, da, n-a ieșit Orban ca aia doi PSD-iști și noi mici fără reuniuni? Mască să mai facă și scandală aia senatori ce erau deputați. Guvernul a care s-au certat cu vă spun eu. Deci nu, polițiștii. Nu mai are credibilitate din cauza asta. E treaba noastră, nu pot să vă... Vă spun că asta, se, asta e, asta e adevărul. Eu vă spun că oamenii nu mai respectă are... regulile pentru că nu li s-a dat un exemplu de la vârf. În ce sens? Au zis, păi da, stați așa, că Orban, tot un guvernul... Noi erau în... Păi mai stă lumea să se gândească, eu am văzut, birou, a rămas imaginea se în peretină. Erau testați. Da. Că știți că fusese un episod de aia Dumnezeu să ne ajute, că ce să spun. Da, erau testați la COVID. Situația asta. Domnul Berga, haideți să vorbim un pic despre politica locală. Vorbim. Am rămas fără prefect. S-a domnul Rujan a demisionat pentru că a acuzat controle. A acuzat și a doua zi s-a înscris în PSD, vă dați seama ce are. Da. Da. A avut o opțiune. Păi dar n-a spus niciodată că a fost presiune. Știi? A spus în momentul în care a demisionat. Când a trebuit să motiveze demisia. Păi da, pe aia o demisionez cum vrei, că e treaba ta, știi, cum scrii. Locul n-a fost încă... Despre cine îl va înlocui la prefectură, nu se știe încă. Nu se știe. Știu că PMP avea o înțelegere cu PNL la nivel central cu împărțirea unor funcții, mă rog. Acum, domnul Grigorescu, care este subprefect, are șanse să fie numit prefect? Că se spunea că sunt niște divergențe pe care nu le-a confirmat domnul David Soiu. Domnul Grigorescu vine de la PMP. Deci David Soiu, David l-a pus și s-a și certat, sau cum? Da, așa a apărut informația că nu se prea mai înțeleg și din acest motiv nu va ajunge să fie noul prefect. Grigorescu? Da. Atunci rămâne ca PNL să vină cu nu, cred o variantă? Că tot PMP-ul își va desemna un alt candidat, situație în care postul lui Grigorescu ne revine nou. Deci postul de subprefect. De subprefect. Din cei doi. Cred că așa e logic. Din cele două. Din cele două, da? Că nu poate să vină PMP-ul și prefect și subprefect. Asta e clar. Deci să se decidă pentru al... dominarizarea prefectului să se să se numească și să Grigorescu se întoarce, dacă nu mai e în grațiile lui David Soiu, nu știu. Spuneți-mi, vă rog, există negocieri între PNL, PMP, negocieri, întâlniri, discuții? Legat între... de ce? Cu privire la viitoarele alegeri, dacă acestea vor mai avea... Ați văzut și noastră că ați dat, că Dan Ilceanu s-a întâlnit cu David Soiu, cu Miruță. Așa. Numai că n-a ieșit nimic. Păi n-a ieșit. Și vreau să întreb dacă aceste discuții continuă sau s-a, păi sau s-a disipat, ca să spun așa, dreapta. Cei doi, discutăm, cele două formațiuni au spus clar că ele au calea lor, că ele își nominalizează candidat propriu la Consiliul Județean, că își fac liste, își fac aia. Noi ce să mai spunem acum? Să stăm în genunchi în fața lor să ne milogim? Doamne, ținem și noi de statut, de... Ce părere aveți despre candidații nominalizați până acum? Domnul Ciprian Florescu, la primăria Târgu Jiu, de exemplu.
domnul Ciprian Florescu, domnul Adrian Tudor, deci care face parte din alt partid acum. Ca și elector, că repet. Și, cum să sau ce bătălie, așa, cum vedeți dumneavoastră bătălia care se va da pentru primăriile de municipiu? Păi eu îi văd și pe Marcel Romanescu și pe Gigel Gianu câștigători din... Deci nu vor pierde primăriile. N-au cum să pierdă din perspectivă, doar dacă fac prostii. Deci dacă fac prostii, fac prostii și lucrul ăsta se transmite. Credeți că lumea mai crede, de exemplu, în... Eu sunt cu... Păi știți când crede lumea pe cine să voteze, practic, în cabina de vot. Da? Până atunci, ce să vă zic? Pot să mă înșel eu acum să vă spun că, da, eu personal îi văd câștigători, da? Omul în cabina de vot e singur, cu conștiința lui. Știți? Ce părere aveți despre ce s-a întâmplat la PSD? Plecarea domnului Adrian Tudor de acolo? Da, ce să vă zic? Adrian Tudor deja era de un an de zile, știți și dumneavoastră foarte bine, era într-o stare de tensiune față de partid. Nu, față de propriul lui partid, adică... Da, și de 3 ani cu domnul Romanescu. Păi cu, da, asta, până la urmă, e caracteristică tuturor PSD-iștilor. Păi, dar era singurul PSD-ist care se certa cu domnul Popescu, Romanescu. Și domnul Popescu. Și Popescu și Lădaru, toată gașca de acolo. Așa. Da. Toți se ceartă cu Romanescu. Da. Chiar dacă n-au ce spune, se ceartă. Că asta e, trebuie să te cerți în ziua de azi, dacă nu ești vocal și te audă lumea, nu contezi. Așa, dar Adi Tudor a fost un tip care, până la urmă, e bine că și-a tranșat practic viitorul, da? Adică a văzut că e culoarul lui s-a închis și merge despre pe un candidatura alt culoar. Domnului Florescu? Să fie sănătos. Să candideze. Să... Cum vedeți acest candidat față de domnul Romanescu? Ușor de bătut? Doamnă. Cum gândiți dumneavoastră că... Dacă am spus că eu îl văd pe Romanescu câștigător, ce să vă zic de Florescu, de... și nu mai privă acolo. Ce să vă zic? Să fie sănătoși. Care mai este situația în Consiliul Local? Încă nu v-ați întâlnit consilierii, știu că nu, aveți ședințele deci online. Online, da. Cum decurge cu aceleași această activitate, contre și virulență în limbaj. Da, vă certați și prin Doamne, deci Skype? Repet, eu am zis că e bine să-mi duc mandatul ăsta. Dacă și în mandatul viitor la Târgu Jiu va fi tot o astfel de atmosferă și electoratul nu va accepta ca în măsura votului dat unui primar, unei culori politice să continue cu aceeași logică și pe Consiliul Local, lucrurile nu vor fi bine. Deci dacă o parte din cei care vor ajunge acolo nu va avea o majoritate care să-i permită. Pentru că faci tot felul de concesii, faci tot felul de lucruri care, cum să spun, mai degrabă îți servesc ca imagine, ca, știu eu, poziție de grup. Da. Dar nu faci bine orașului. Nu facem bine orașului. Sunt poziții care mă dezgustă. Lipsă de cunoștințe, atitudini astea discreționare, orgolii, prostești, credeți-mă, e... Credeți că va fi altfel după alegerile? Deci depinde de votul oamenilor. Trebuie să înțeleagă că o primărie, o unitate de justiție trebuie să funcționeze în concordanță Consiliul Local Primar. Dacă îi dai votul lui Romanescu pentru proiectele lui, dă-i și votul Consiliului Local PNL, că ăla decide dacă votează sau nu. Sau, numai da? Puțin, am un mesaj așa. Acum mi-a venit și ne întoarcem un pic la ce discutam mai devreme. În România secretizarea a fost introdusă pentru a-l condamna pe Manțov. Nici pe vremea lui Ceaușescu și nici o țară din lume rezervele de cărbune nu sunt secrete. Există un nivel de secretizare de serviciu a structurilor de zăcământ și a detaliilor de exploatare. Vă scrie, ne transmite cineva. Deci există în sensul ăsta istoria mineritului. Sunt cărți scrise. Dumnezeu să-l ierte, domnul director general, fost ministru al minelor, a scris lucrurile astea, a publicat cărți. Sunt oameni care știu lucrul ăsta.
Da, deci rezervele strategice ale României au fost, se cred, de stat. Da? Da, e cineva care vă de asta eu n-am, eu am făcut trimitere la niște lucruri care ar putea să conteze în actuala strategie a mineritului Gorjan. De asta spun că nu trebuie să ne, pe mine cel puțin, nu mă interesează și girez cumva ca și cetățean decizia directoratului, pentru că este o situație, într-o situație grea. Și trebuie să ia deciziile cu cap acolo, să ia decizii cu cap, să pună oameni buni în posturi cheie, să pună oameni care muncesc, care își fac treaba. Dar am dat un exemplu. Da. Da, poate să mă contrazică, să mă dovedească, adică nu, prea nu spun. Multe secrete, da. Domnul Berca, până la urmă. Deci nu, asta cu secretizarea unor informații, nu, da, care n-ar, zis, n-ar am dat un exemplu, pune repet, în pericol cine știe mă ce. Mă referam la o, la o epocă veche, la o perioadă dinainte. Da. Am făcut o corelație doar, dar nu am spus, n-am enunțat un adevăr. Ce Dumnezeu? Domnul Berca, când credeți că domnul primar Romanescu ne va face public un proiect de oraș, să spunem? Păi el face zilnic. Uite, de exemplu, astăzi ați văzut și noastră postarea vis-a-vis de banii care au fost alocați pentru regularizarea Jiului. Chiar mi-a scăpat asta. Da, da, deci el o face zilnic, publică aceste chestii zilnic și le face cunoscute. Adică a discutat despre reabilitarea stăzii Ghiviței acum 2-3 zile, dar a spus, am aprobat indicatorii în Consiliul Local, discutăm de Casa de Cultură, deci am avut ultimele retușuri la proiectul de predare către ziceți Compania Națională de Investiții. Ce să facem? Ce proiect de oraș să facă mai degrabă decât faptul că el face meseria de primar? Domnul consilier, vă rog. În această perioadă, în mandatul domnului Romanescu, s-a lucrat la vreun proiect nou. Nu vorbim de cele preluate de Casa de Cultură, e proiect nou. Pentru a accesa fonduri europene, adică s-a lucrat la un proiect care să fie și aprobat și care să se implementeze în anii viitori? Păi, de principiu, un proiect nu al ți se aprobă proiecte noi până nu le finalizezi pe celelalte, că te duci și aplici. Da? Te duci cu un proiect care ți-a aprobat, da? Și începi pași. Nu mai poți să aplici. De exemplu, dacă a fost, s-a aplicat acum câți ani, 6-7 ani, pe transportul ăsta electric, pe modernizarea liniilor, de aia nu mai te poți aduce pe mediu, nu te mai poți duce cu alte proiecte. Și asta a făcut Marcel, s-a dus unde a putut, s-a dus la Compania Națională de Investiții și a predat documentația pentru Casa de Cultură, acolo a găsit înțelegere și posibilitate de finanțare, da? Continuă aceste proiecte care au fost modificate, nu să vă spun, nu e același proiect, uite, proiectul cu troleile, cu liniile a fost modificat, adaptat, adus la zi. Da, da, probabil că era nevoie. Acum, în mandatul lui. Da, dar când credeți că vin totuși acele mașini electrice de transport? Păi la Ploiești au venit. Acum, dacă cei de la minister au găsit acolo niște, pentru că diferă, cele de la Ploiești sunt diferite de cele, ceea ce a solicitat aici direcția tehnică. Au cerut cu autonomie, vă dau un exemplu, cu autonomie extinsă. Pentru că noi avem și... Adică să nu fie numai pe aceleași exact, traseuri, avem adică să și poată... o rețea de acoperită de aceste, să fie acoperită de aceste mașini, fără linie, fără fir. Da, da. Și asta înseamnă un alt tip de autobuz sau de troleu, la care s-a lucrat probabil și, din câte am înțeles, s-au finalizat clarificările. Repet că dacă nu aveam situația asta specială la Târgu Jiu, le aveam și noi în bătătură de câteva luni, ca la Ploiești. Dar noi avem o situație specială, de repet, în care linia de troleu nu duce până în capătul liniei, da? Și de acolo, de-aia trebuiau completate sau se mergea doar pe autobuz termic, pe motor. Da. Înțelegeți? Și atunci au spus, până la urmă, ca să renunțăm, să facem și ecologizarea, să zic, adică avem numai cu tracțiunea electrică și așa mai departe. Vă rog. Dar
Până la urmă, când credeți că vor veni? Eu zic că anul ăsta se vor apărea până la sfârșitul anului. Cred, sper. Repet, ține de partea tehnică. Repet, ține de partea tehnică a producătorului. Dacă ar fi să-i reproșați ceva domnului primar Romanescu, ce i-ați reproșat? E o problemă care... Păi nu, ca primar, ca declar prim gospodar al orașului, să nu spun. Pot să vă declar. Deci e o chestie a mea. Sunteți mulțumit de traficul zilnic, să vă întreb așa? Eu merg pe jos. Ați renunțat deci la mașină? Nu renunț, dar mă duc când am treabă chiar. Chiar mă duc, trebuie jos, dar e mic, doamne. Mă, deci te duci cu mașina asta, ce păi să faci? Sunt voi? Unii care iau mașina de la mulți, finanțe să meargă mulți, doamnă, până, să ducă, eu, să-și la până Dacia. La Dacia, da. Deci da. Sunt mulți de ăștia. Și de-aia se face, dar asta ține de... Deci, cum să vă spun, infrastructura orașului ăstuia a fost gândită acum mulți ani. Da, deci... Pentru un trafic de maxim, eu știu, 10.000 de mașini, sau un trafic, un parc locat în Târgu Jiu, de maxim 10-12.000 de mașini. Știți câte sunt acum? Câte? Că dumneavoastră știți? 33.000. De trei ori mai multe. Da, cred că ar trebui să se parcheze una peste alta. Da, cum credeți, domnul consilier, că se va desfășura campania electorală, având în vedere contextul? Doamnă, cred că va fi una liniștită. În ce sens? Păi în sensul cum în care nu face? Te mai poți duce să pupi electorul, așa? Tăi, că te nu te lasă legea, mă gândesc. Așa, cu mâna o să dai cu mânușa și atunci nu se mai simte feeling-ul, știi? Deci va fi un an în care vor conta, cred eu, dacă sunt și cei care votează și cei care ne ascultă și cei care pe proiecte. Și aș vrea doar să vă spun clar, uite, Iulian Popescu, PNL, candidat prezidențial în județean, are trei mari proiecte care ne privesc. Da, spital, spus aici, infrastructură, turism. Deci omul ăsta știe foarte bine cum se face rost de bani, știe foarte bine cum se face un proiect ca să faci rost de bani, bine, știe foarte bine cum să implementezi adevărat un proiect. Acum, eu vă întreb, toți ceilalți candidați sunt politicieni, mai vechi, mai noi, reșapați, nereșapați. Ce pot să aducă nou oamenii ăștia dacă 10, 15, 20, 30 de ani n-au făcut ceva concret ei, cu mânuța lor, cu pixul lor, da, cu creierul lor? Eu asta vreau să spun târgujeanului și gorjeanului din anul 2020. Dați gir celor care știu, care au făcut cu mânuța lor, manual, lucru manual, au făcut ceva, au creat, au dat de muncă la oameni, sute de oameni, zeci de oameni. Nu știu, apropo de crearea lucrurilor de muncă, de ce credeți că la noi în Târgu Jiu nu există niciun investitor în ultimii trei ani? Because nu este gândire în sensul ăsta, doamnă. Păi și pa cui e vina? A noastră. A noastră, a păi cui, dacă a mea, vine, ascultă, că n-avem investitori, dacă nu vine, putem spune a noastră, dacă nu? Vine unul și zice, vă dau un exemplu de filozofie în Consiliul Local, știi? Mi-aduc aminte când s-a votat prima dată prețul metrului pătrat pentru tarlaua aia de la Artego ca să o, știi? Mamă, ce s-au inflamat unii, știi, că de ce 0,01 metrul euro pe metru pătrat? De ce? Zic, bă, frate, bă, mâncava-și gura. Da, deci să votăm chirie, cum asta, cum se cheamă, redevența, știi? Omul ăla când vine și se așează aici, investește. Are nevoie de niște facilități. Omul obicei, ăla are nevoie, da, de infrastructură. Și în mediu, omul ăla are nevoie de sprijin, suport, susținere. Deci da, vreți să-mi spuneți că n-au fost aduși investitori pentru că n-a vrut PSD-ul? Nu, doamnă. Că n-am vrut local, noi toți, doamnă. Toți. Toți. Nu, păi aici și, mi-asum. Cine trebuie să deconteze treaba cine asta? Cine trebuie să deconteze? Da. Păi cei care votează, domnul. Păi nu. Ca partid politic, vă întreb. Toți, doamnă. Toți, că toți sunt, deci cum să vă spun, nu e o chestie aici. Dar, repet, în momentul de față, filozofia Partidului Național Liberal s-a schimbat radical. Da, s-a schimbat. Uite, chiar mi-aduc aminte, nominalizarea mea în 2012, venit din mediul privat, cu niște realizări acolo, da, sunt manager de 20 de ani. Da, a fost o chestie care ar trebui să, nu să, să stimuleze, să te-a de gândit, știi? Bă, ce vrei, ce vreți? Dar omul nostru s-a obișnuit în, cum să vă spun, în starea asta de confort. La noi e greu să miști târgujeanul, gorjeanul. Suntem conservatori.
absolut conservator din extrem de multe. Știți de ce? Pentru că suntem dependenți. Dependenți de sistem. 90% din oamenii ăștia sunt dependenți de un șef, de o slujbă, de o relație, de o ceva. Și până nu ne rupem de lucrul ăsta să trăim cu adevărat, da, ca oameni de sine stătători, cu conștiință, cu creier, cu aia, nu o să o facem. Asta este. Voi, suntem o enclavă. Aici o enclavă care gândesc alții și pentru noi. Păi, ascultându-vă acum, cei care ne urmăresc rămân fără niciun fel de... Așa. De ce? Deprimați. Păi și să fie deprimați, să fie? Dar trebuie să iasă, să citească și să vadă ce soluții sunt în caz de depresie. Fără medicamente. La depresie haideți se face ceva. Haideți să citim și niște comentarii. Citiți. Doamna Ela Coras ne scrie: în Italia simptomaticii nu au fost internați. Dumneavoastră zice că bate câmpii grav. Așa. Și din neștiință. Mă rog, nu lăsați la Bergamo, când mureau câte 200-300 de oameni, cum era? Ia întrebați-o. Sunt discuții libere și cum era în situația cu miile de morți din Italia? Ce tot vorbește? Da. Peste 50% din cei care voluntar s-au testat serologic la Bergamo au rezultat pozitiv. S-au imunizat fără să știe că au fost bolnavi. Păi vedeți ce vă spuneam mai devreme? Vis-a-vis de momentul în care se va atinge faza de platou această pandemie? M-am grăbit să citesc mesaje, că știți, în curând o să rămân fără baterie. Da, și mai erau două. Da, domnul Berca, avem un oraș în care nu se întâmplă mare lucru de câtva timp încoace. Prăfuit. Păi și nu știu mai, cum să zic, aveți speranța că PNL va schimba această imagine a orașului? Dacă vom avea Consiliul Județean, vom avea majoritatea în Consiliul Județean, vom avea majoritatea în Consiliul Local, vom avea primar, aici la Motru schimbăm soarta județului. Vă dau scris. Și la nivel, și în țară, cum să zic, să avem și Parlamentul PNL, să avem și Guvernul. Nu e atât necesar președinția. Lucrul ăsta. Eu vreau să vă spun, discutăm acum de plan local. Nu acolo credeți că ar fi complicat. Mai bine, nu știu, în Consiliul Local e bine să existe mai multe păreri și mai multe culori. Păi uite cum se iasă, că sunt 7. Nu știu. 70. Dar vine o doamnă și spune că ea nu votează, că n-a fost prezent. Acum, știți ce... Doamne, uite, vă dau un și exemplu. Și PNL și PSD vă dau un exemplu lăsat care pe mine m-a lăsat fără comunitatea... glas în ședința sau o discuție într-o ședință, da? În care se discutau niște schimbări de, da? Se înființau niște societăți și zice o colegă de-a mea: păi de ce cere ăsta acum să se facă așa, să ceară dezmembrare și aia, că nu s-a înființat? Omul ăla vrea să-și pună în capitalul social bunul respectiv, al cărui proprietar era. Deci oameni care habar n-au de lucru, da, într-o fază și vin și spun: mă opun, și nu mai e chip după aia să-l convingi pe cine? Că n-are dreptate. El are dreptate, că așa știe el. Că așa știe el, așa s-a pomenit la el în arătura acolo, știi? Așa a pomenit. Ăștia sunt mulți din cei care ocupă pozițiile în Consiliul Local acum, da. Păi da, din, cum să spun, sunt aleși de oameni acum. Aleși, da, așa e. Doamna, ați vrea să... Doamne, eu vreau să spun doar atât. Consiliul Local cu primarul își pot face treaba dacă lucrează mână în mână. Da? Uitați-vă la Cluj, uitați-vă la Arad, uitați-vă la Oradea, uitați-vă la Alba Iulia, uitați-vă la unde, la Iași, uitați-vă unde vreți. La Brașov, da. La Târgu Mureș. Uitați-vă acolo unde oamenii au avut cu adevărat disponibilitatea, responsabilitatea, interesul să dezvolte ceva, să lase ceva în urma lor, că pe mine asta mă râcâie. Mă înțelegeți? Că te duci acolo, e o indemnizație. Bă, tată, lasă ceva în urma ta. Mă înțelegi? Tu ca și consilier, că ales local, că de-aia te-a ales lumea. Deci să înțeleg, domnul consilier, că certurile continuă și prin Skype? Nu am Skype, nu știu. Nu, zic între consilierii locali. E o aplicație separată. Sau o altă aplicație. Oricum, pe aplicația deci, noastră, doamne, suntem acolo. Același, nu pe Skype, că ne pot spiona. E același, cum să spun... Da. Aceeași poveste, da. Aceeași poveste.
Spuneți-mi, mai candidați? La Consiliul Local nu. Nu. Dar v-ați gândit unde? Mă mai gândesc. Nu mai vă gândiți. Noi ne-am apropiat de final. Aceasta a fost emisiunea. Domnul Berca, vă mulțumesc mult pentru și eu vă participare. Sper să nu vă fiu obosit. Cu nu, deloc. Okay. Tuturor numai bine. La revedere. La revedere.